Mesajul principal al poeziei lui Eminescu nu a fost cu adevărat luat în considerare încă. Poezia lui emană o puternică învățătură spirituală de eliberare a omului. Multe trec pe dinainte, în auz ne sună multe. Cine ține toate minte și ar sta să le asculte? Tu așează-te deoparte, regăsindu-te pe tine. Când cu zgomote deșarte vreme trece, vreme vine. În acest seminar o să dăm cu adevărat curs invitației lui Eminescu să ne ocupăm de ceea ce merită cu adevărat, esența învățăturii sale, care trece dincolo de zgomotele deșarte, de alergătură, de vremuri și micile interese. Tu așează-te deoparte, regăsindu-te pe tine. Vă propunem un seminar în care să-l considerăm pe Eminescu din perspectiva unui învățător spiritual și nu doar poet sau om politic efervescent. Viitorul și trecutul sunt a filei două fețe. Vede în capăt începutul cine știe să le învețe. Tot ce a fost, ori o să fie, în prezent le avem pe toate, dar de-a lor zădărnicie te întreabă și socoate. Cu un cântec de sirenă lumea întinde lucii mreje, ca să schimbe actorii în scenă, te momește în vârteje. Tu, pe alături te strecoară, nu băga nici chiar de seamă din cărarea ta afară de te îndeamnă, de te cheamă. Tu rămâi la toate rece, de te îndeamnă, de te cheamă. Ce e val, cavalul trece. Nu spera și nu ai teamă. Te întreabă și socoate ce e rău și ce e bine. Toate-s vechi și nouă toate. Vreme trece, vreme vine.